Război în Ucraina, marți, 22 martie 2022, ora 11:30. Hot News RO. Rusia pare să se confrunte în continuare cu mari probleme logistice și există riscul să rămână fără provizii și muniție. Pe fondul acestor lipsuri, nici nu e de mirare că apar noi imagini stânjenitoare pentru armata rusă. Soldații rusi și covoarele captura Twitter. Noi cadre video realizate dintr-o dronă arată un grup de militari ruși filmați în timp ce furaseră dintr-un bloc mai multe covoare și le-au pus peste vehiculele lor de luptă. Unii au speculat că apelează la această metodă pentru a-și ascunde blindatele, însă la fel de bine alții răspund că ar fi un mod ineficient de a ascunde orice mașinărie de luptă. Cert e că succesul ucrainenilor în lupta lor contra blindatelor rusești ar fi băgat destul de multă frică în rândul echipajelor rusești. U-83 UD de 26 U-83 CUD FFB. Week 5 pe 3 mu, marci 22, 2022. În urmă cu două zile, statul major al forțelor armate ale Ucrainei acuza că invadatorii ruși jefuiesc proprietăți, fură mașini sau chiar aparatură electrocasnică și alimente pe care le trimit apoi în Rusia. Vezi și eșecuri organizatorice pentru Rusia. Prima problemă pentru armata Rusiei, care a devenit evidentă rapid, a fost randamentul slab al forțelor armate ruse. În anumite momente a existat o lipsă completă a sprijinului logistic pentru forțele din linia întâi, ducând la încetinirea ofensivei rusești și uneori la împotmolirea completă a acesteia. Au existat numeroase relatări despre tancuri și vehicule blindate rusești care au rămas fără combustibil, punându-i pe soldații ruși în ipostaza de a cere, rechiziționa sau fura carburanți pentru a putea să-și continue înaintarea. Soldații ruși, mulți dintre ei recruți, au fost nevoiți să caute mâncare, existând relatări despre unii care au furat găini și militari ai forțelor speciale care au spart magazine pentru a lua mâncare. Există informații potrivit cărora rațiile oferite trupelor rusești ar fi fost suficiente pentru doar câteva zile și au existat imagini video cu rații expirate de ani de zile. Vezi și